Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare pentru octombrie, noiembrie. Sper totuși luna viitoare să fiu punctuală. Îmi pare rău de întârziere, sper să înțelegeți. Ce văzusem? Văzusem. Uite, nori. Acum văd într-o poveste de dragoste, dar nu obligatoriu. Poate să fie și o colaborare. Aveți de ales. Aici am văzut, da. Doi de cupe venise invers. Venise invers și aveți și marele preot. Probabil că unii trebuie să renunțați la un suflet pereche pentru o căsătorie sau un suflet pereche. Eu renunță. Renunță. Sau sunteți separați? Interesant, să poate sunteți separați pentru că cineva trebuie să aleagă. Voi sau sufletul vostru pereche trebuie să aleagă. Este un as de cupe, o nouă atracție cu valetul de bâte, o atracție care aduce dragoste, care aduce trezire spirituală. Femeia divină. A voastră sau a cuiva din viața voastră. Este o atracție, este o dragoste care provoacă la întrebări, la alegeri, la decizii importante. Apare 2 de cupe invers, tot un 2, 2, 2, probabil că vedeți adesea 2, 2. Aici a venit ceva? A, 1 a venit. Da, trebuie să alegeți. Și unde se separase, se separase așa, ia uite. Unde se separase? Nu se și împărată. Așa, uite aici, așa, așa. Deci, ce aveți de ales între căsnicie, adevărul, o relație, un contract? Un contract interesant. Aveți de ales într-o persoană cu care probabil unii dintre voi ați avut o relație de căsătorie, dar probabil că acest personaj n-a investit tot timpul în relația de căsătorie, deși aveți un copil. Sau probabil că a manifestat un anume tip de imaturitate în această relație. Și aveți de ales între o persoană foarte, foarte de vibrație foarte înaltă. Sau poate ei au de ales între această persoană înaltă și o situație plăcută cândva, dar care, iar 2-2-2, care n-a avut consistență, a fost emoțională, dar lipsită de, ia uite, 2 de cupe, lipsită de consistență. Ia uite, judecata. Da, se dorește renașterea, împăcarea, probabil cu valetul de cupe și judecata, niște scuze, o împăcare posibil, nu obligatoriu, pentru că nu uitați că etalare colectivă, generală, nu e personală. Hai să vedem situația. Aici a mai apărut? Nu. Pacea, am zis că trebuie să manifestați pace. Ete. Și a mai fost la o zodie, nu mai știu la ce zodie. 16. Posibil la pești. Dar 16 este numărul turnului în tarot, aici este steaua. O combinație între 16 și 17, cum ar fi. Evenimente neașteptate care vă aduc mai aproape de calea voastră. Dar cu steaua trebuie să manifestați iubire față de voi, credință. Vindecare, trebuie să vă vindecați de niște lucruri ca să vă atrageți relații armonioase. Ca să manifestați 6. 1 înseamnă manifestare, 6, o relație echilibrată, da, îndrăgostiții. Ca să manifestați relații echilibrate, pline de iubire, trebuie să vă vindecați de niște traume, eventual. La capătul setului de cărți, 29, 11, 11 și 12. Trebuie să vă eliberați de gândurile negative, de viziunile care nu vă mai susțin pentru că suntem în era vărsătorului și trebuie să ne eliberăm de preconcepții, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ce înseamnă
Să fii femeie matură, ce înseamnă să fii femeie... Bărbat, femeie nu contează. O nouă viziune. În energia ta cea mai înaltă, ce înseamnă să fii corect, corectă, intuitivă. Deocamdată e o vibrație frumoasă. Hai să... așa, nu, energia voastră. Light motivul este, să zic, vindecarea, creșterea în vibrație și în vibrație feminină. Oh, wow! Wow, ce e aici? Oh, responsabilități iar și aici. Trebuie să vă vindecați de tendința de a-l munci, de a vă pune în cârcă, de a accepta prea multe responsabilități. 16, aici voi trebuie să vă vindecați. 15, 16 și am vorbit de 17. Ori voi vă uitați la cineva din umbră, ori cineva vă urmărește, dar sunteți între două lumi. Trebuie să învățați să faceți alegerea corectă. Dacă alegeți din frică, manifestați dezastru. Dacă manifestați din dragoste, alegeți din dragoste cu atrageți relații armonioase, cum a zis, da? 15. Energia diavolului, a toxicităților. Nu știu. Sper că nu sunteți voi care urmăriți pe cineva, pentru că acesta nu are prea multă dragoste. Și celelalte două cărți feminine erau de vibrație înaltă. Sper. Nu știu. Sper să mă asculte oameni de înaltă calitate totuși, ca să discutăm de la egal la egal. Că altfel nu citesc pentru asemenea personaje. Poate cineva în viața voastră, nu știu. Sper. Deși nu-mi place să vă dau asemenea vești, dar sper că nu sunteți voi acolo. Ok, ok. Hai să vedem. Ia uite, 10 de monede. O chestiune de căsătorie, de tradiție, de familie, de bani, de succes. Soare, lună, Venus, ascendent, nord în Capricorn. Wow, ce sar cărțile. 8 de spade și regele de spade. Regele de spade poate să urmărească, să privească. Cineva e blocat. E un personaj, probabil cu marcaj puternic în semn de aer, este blocat într-o minciună. Minciună care și-o spune singur sau singură și atârnă de un fir de aer, de un fir de păr. Atârnă de un fir de păr. Ca să nu pice cu totul în acea minciună. Dacă ar manifesta adevărul, vindecarea despre care am vorbit mai devreme, s-ar elibera, ar schimba gândirea. Am văzut mai devreme pace, aici nu-i pace. Aici este chin mental. Închisoare mentală, în primul și în primul rând mentală. Nu știu dacă o fi fizică, dar e mentală. Dar dacă e fizică, poate sunt niște chestiuni legale, vreun avocat, care trebuie să spună un cuvânt. Și de cuvântul aceluia depinde dreptatea cuiva. Odată. Sau karma, duduri. Regele de monede puteți să fiți voi, persoane cu responsabilități sau altcineva, alt semn de pământ sau altă persoană responsabilă. Pentru cei care aleg vindecarea, oamenii pe care îi lăsați în urmă, în mentalul acela îngust și înfricoșat, aceia vă pot urmări dacă voi adoptați această vibrație înaltă. Probabil. Eu de-aia zic, sper că nu sunteți. Ia 8 de spade, iar apare 3 de monede. E de ceva timp acest chin mental în viața unora. Interesant cuvânt. Aer, pământ, apă.
Dacă cineva este blocat peste hotare, într-o colaborare, într-un contract, în dorința de a face bani undeva peste hotare, eu așa văd acum, posibil, o regretă că s-a blocat acolo, ori aduce lacrimi cuiva căruia sau căreia îi este dor de ei. Vedem și la clarificări ce mai apare. Dar e un anume tip de construcție, de abundență, care încă nu s-a împlinit, s-ar fi putut împlini, dar a fost afectată ori de gândirea negativă a cuiva, ori de depresiile cuiva, ori de distanță, aud, ei, aud, bine, aud, aud la modul, nu vă pot explica cum aud. Regina de cupe, 6 de bâte și 8 de cupe. E o energie feminină care iubește, care vrea să zboare cât mai aproape de stele. E o metaforă. Vrea să se ridice deasupra grijilor, a problemelor, vrea să își învingă gravitația. Știe că are multe de oferit, dar trebuie să-și protejeze cupa. Iar apare acest munte care vă separă. Poate sunt drumuri, blocaje, dar sunt necesare ca să vă transformați. Asta ce cavalerul de monede, regina de spade, că toți suntem încă, mai suntem în vibrații de balanță, e bine când se confirmă, și doi de bâte. Dacă a fost o separare, acesta se vrea rezolvată. Cineva vrea să-și facă planuri, își dorește să-și facă planuri de viitor. Să lase în urmă decepțiile, lacrimile, nu știu dacă sunteți voi sau o persoană cu care aveți de-a face. O să vedem și la clarificări. Apă, apă, foc. Dar doi de bâte alege să meargă într-o direcție, are direcția, e ca o săgeată. Ia uite, la capătul setului de cărți, împărăteasă. E o transformare a cuiva foarte, în secret, aș spune. Cineva se transformă. Aș spune că renunță la decepții. Apare și aici, 8 de cupe și 5 de cupe, aici moartea și 4 de cupe. În secret, cineva se transformă. Și după această transformare, va dori să exprime noua direcție către care merge. Sau dragostea pe care a înțeles-o, a acumulat-o în această transformare sau... Poate sunteți voi. Aici energie feminină, împărăteasa. Hai să vedem totuși. Să clarificăm. 8 de spade pentru capricorni. Și capricornuțe. 8 de spade, 8 de monede. Am zis că a fost o chestie pentru bani. Ia, uite.
Această carte a rămas aici. Are legătură? Cu alte cuvinte, o legătură de suflet. Se vrea transformată după o perioadă. Wow. Se vrea, în ce sens, transformată în bine, renăscută, împăcată. Două suflete, wow, o regina de cupe moarte. Au fost multe lacrimi, decepții, jocuri mentale. Dar s-a regăsit dragostea. Dragostea a transformat viața cuiva și acest personaj vrea să renască lângă un suflet pereche. Interesant. Să zic că și acesta e leitmotivul. Și renașterea din transformare, că am vorbit de moarte. Am vorbit? Am vorbit aici. Ia uite. Cineva în secret. Un suflet pereche în secret, adică într-un alt set de cărți, într-un alt context, se transformă. Vedeți ce chestie? Trei de monede. Că e sufletul vostru pereche, poate altuia, faptul că e pus deoparte, un suflet, vedeți cum vine mesajul, un suflet deoparte e pus deoparte, pentru, un suflet pereche e pus deoparte pentru voi. Ia uite, trei de monede și asul de băte. Să nu fi fost un triunghi amoros pentru unii? Sper că nu. Pentru că aici apare totuși căsătorie. Și o călătorie, cineva trebuie să aleagă între o călătorie și o întâlnire cu... Da. Cu cineva care aduce multă pasiune și o căsătorie. Dar ce mai simt? Atracția față de cineva posibil v-a făcut pe unul dintre voi să vă doriți mai mult decât atracție, să încercați să construiți cu 3 de monede și cu 8 de monede, să încercați să construiți relații. Aveți 3 de spade și 5 de cupe. Iar pasiunea este pentru o persoană, o femeie independentă, preîmpărăteasa și împărăteasa. Și această pasiune, atracția unui bărbat pentru această femeie, provoacă acest bărbat să lase în urmă un cuplu care scârție. Spune. Regele de spade de obicei e vărsător. Poate un vărsător regretă, plânge, posibil, ori, pentru că știți că eu dau mai multe variante, cine a avut acest sentiment de regret din cauza că atracția respectivă n-a putut fi construită din cauza contractelor, problemelor, dați în urmă să reascultați eventual ce am zis, cine a plâns și a regretat, începe sau a început să-și găsească claritatea mentală. Nu știu dacă e această persoană cu 8 de spade. Da, cu 8 de spade. Poate e altă persoană. Hai să vedem. Regina de cupe. Nu uitați că nu e talare personală, e colectivă și generală. Vedeți unde vă regăsiți. Iar frică și bani, frică și bani, frică și bani. Stai. Regina de cupe, clarificăm regina de cupe. Regina de cupe. Clarificăm regina de cupe pentru capricornii. O energie feminină foarte sensibilă. Poate să fie cineva cu marcaj în semnul oracului.
Pești sau scorpion? Wow. 7 de spade. Cineva ascunde că iubește. Ori voi ascundeți de cineva că iubiți, ori cineva ascunde. Oh, dar super atrași de voi. Super atrași de voi. Îndrăgostiții, diavolul și regina de bâte. Aveți și geme și semne de apă și de foc și de pământ. Aveți toate semnele, noi și alte semne de aer. Nu, asta e problema. De toate pentru toți. Dar e o dragoste care devine obsedantă, a devenit obsedantă, dar în ce sens mai degrabă față de atracția fizică. Și de ce? Pentru că se ascunde latura emoțională. Ori unul dintre voi fuge de exprimarea emoțiilor, de vulnerabilitate, ori, poate și unul și altul, nu vreți să recunoașteți că de fapt vă iubiți și, și nu e doar atracție fizică. Să sperăm că nu aveți de ales între o dragoste adevărată și o tentație. Există și posibilitatea asta. 6 de bâte. Pentru că văd posibilitatea asta. 6 de bâte pentru unii. Să fi fost un al treilea element. Zic element, că poate nu-i persoană, poate sunt responsabilități, dar iau. 6 de bâte și magicianul. 6 de bâte înseamnă victorie. Vă doriți să manifestați victorie. Iau te să investiți 7 de monede în împărăteasa voastră, domnilor, eventual, sau doamnelor, să investiți în voi, apropo de stea să vă vindecați și să deveniți cele mai superbe versiuni posibile. În general, e bine să nu așteptați ca cineva să vă facă frumoase și bogate, nu? Dar știu, capricoancele știu că sunt ambițioase în general. În fine, dacă vreți să manifestați succes, vă doresc succes, victorii. Dar, magicianul și 6 de bâte. Vedem, poate cineva care vorbește cu steaua, poate să fie și o persoană publică care vorbește, atrage multe persoane în jur și vorbește despre anumite lucruri. Hai să vedem magicianul, de fapt, despre ce ar vrea să vorbească sau ce vrea să manifeste, clarifică magicianul. Deci magicianul cu 7 de spade, magicianul cu 7 de spade, nu e persoană publică. Nu e persoană publică. Iar apare 8 de spade. Blocajul mental al cuiva peste un drum, peste o apă, peste hotare. Timp în care visează la întâlnirea cu voi, 6 de cupe și diavolul. Și vai ce fericiți o să fiți voi când o să vă întâlniți și o să vă împăcați. Însă 6 de bâte. Cineva vrea să manifeste. Ce apăr marele preot invers? Eliberarea de un contract, de o căsnicie, de o tradiție, de o familie care nu le susține dragostea? E. Cavalerul de bute. Na. Mare grijă, doamnelor, că aici este un bărbat care vine pleacă. Netradițional. Manifestați victorie ducându-vă, lăsând 8 de cupe, lăsându-i în pace. În aventurile lor. Am zis, oricineva vă minte, oricineva nu arată dragostea. Iac. 8 de cupe. 8 de cupe. Dar dacă plecați, asta e bine. Vă găsiți echilibru, am zis, vă vindecați și probabil că ei rămân uitându-se după voi. A, n-a vrut să se culce cu mine, știți cum fac genul acesta de verzon? N-a vrut să se culce cu mine? A, de fapt nici nu vroiam.
nici nu vroiam, ia uite. Spre ce mergeți dacă îi lăsați în urmă? Spre asul de cupe. 8 de cupe merge către asul de cupe, adică 8 și cu 1, 9, către vindecare. Și rămân cu ochii în ceață, sau cum era, în soare, cu... Na, în fine. Unde vor ei să rămână? Dacă nu sunteți voi, poate e cineva care vă lasă pentru o nouă direcție. Pentru o nouă direcție, pentru o nouă dragoste, vreau să zic. Vedeți unde sunteți. Valetul de monede. Valetul de monede. 7. Valetul și cu 1 înseamnă 8. Dacă voi vreți să vă găsiți fericirea, să vă vindecați, veți putea cu răbdare. Capricorn, da? Dar poate să fie și fecioară, poate să fie și taur. Care merge către trezire, către bucurie, către dragoste, eventual. Nu știu dacă fi cu voi sau cu altcineva, voi știți. Poate să fie alții de pământ, dacă nu vă simțiți voi aici. Dar eu zic că dacă sunteți voi și vreți să investiți în transformarea voastră, puteți. Cu răbdare, soarele, steaua, asul de cupe, asta e vindecare de frică, de responsabilități, de a sta în relații doar pentru bani. Când puteți să vă bucurați de relații de suflet, nu întâmplător a venit și 2 de cupe pus în altă parte, deoparte, pus deoparte. Regina de spade. Ce al vostru e pus deoparte, doar că trebuie să vă vindecați. Regina de monede. De spade, vreau să zic. Înseamnă că sunteți voi. Stați și vă gândiți. Vă înțelepțiți, ar fi varianta frumoasă. În general, capricornii, eu cei pe care știu sunt înțelepți. Acum, eu știu. Deși eu zic că și cei care mă ascultă, în principiu, au un grad de înțelepciune. 6 de spade. Vă gândiți dacă să vă eliberați de apele tulburi, dar eu nu știu de ce, cine se gândește că e sabia în jos și a venit și 6 de spade, călătoria, eliberarea mentală de acest blocaj, de acele tipare relaționale, nu știu ce mai stă pe gânduri. Regele și regina de spade, probabil că e un cuplu. Cineva și-a găsit claritatea mentală, unul încă nu și-a găsit claritatea mentală. Încă e indecis. Poate să fie cineva cu marcaj în balanță. Ia uite, indecis dacă să ia, să înceapă acest, ia uite, iar 3 de monede, dar aici e în alt context. Nu mai e influențat colaborarea, construcția, reconstrucția în cuplu, eventual. Nu mai e influențat de pasiune, este influențat de însăși dorința de stabilitate. Da. Văd semn de apă, semn de pământ, fecioară, capricorn, taur. În fine. Hai să mai dăm o carte pe 6 de spade. Normal, 6 de spade merge înspre soare. Dar deocamdată semnul de pământ vă că își găsește soarele. Un semn de aer, în mod special, cineva cu marcaj în balanță este foarte indecisă. Ce legătură are balanța în zodia Capricornului? Vă știți, pentru unii este, poate aveți ascendent, poate. Ce apare? Ia, te îndrăgostiți. Gemeni. Balanță. Aici este. Trebuie să aleagă. Dar la un moment dat am zis, regina de monede, puteți să fiți voi un pic indeciși. Un pic? Eu știu. Sper să fie doar un pic. Deși puteți să manifestați dragoste, puteți să manifestați noi începuturi. Dar depinde de voi. Totul depinde de noi. Tu-i de bute. Tu-i de bute. Tu-i de bute. Pentru capricorn și capricornuță. Doi de bute, 2 de monede. Hai, mă, nu știți cum să renașteți. Ascultați-vă intuiția. Mai dăm o carte.
Nu știți ce să alegeți încă. Deci două, cărți clarificate arată indecizie. Două cărți clarificate arată fuga de sentimente, fuga de victorie, de adevăr. Mai dăm o carte. 2, 2, 2, probabil că vedeți. Ia uite. Da, mă, trebuie să renunțați, moarte. Adică, transformați această indecizie. Deci, în momentul în care, nu știu dacă sunteți voi, poate aveți de renunțat la un semn de foc, la un semn de alt semn de pământ. Sau la un semn de aer. Aveți de renunțat ori la oameni indeciși, ori trebuie să învățați să decideți. Unii nu știu. Nu vă supărați. Nu vreau să vă cert. Nu vă cert. Dar trebuie să învățați să alegeți. Să lăsați să se întâmple acea intensă transformare în viața unora dintre voi. Pentru că după aceea vine vindecarea. Și, în mod special, transformarea aceasta vine cu un sentiment de stabilitate, de nou, pe care nu l-ați avut poate niciodată sau nu l-ați mai avut de mult. Împăratul și zero. În momentul în care, cu alte cuvinte, în momentul în care veți alege să o luați de la zero, vă veți, da, nu știu dacă sunteți voi sau altcineva, dar cine trebuie să treacă prin această transformare foarte intensă, își va găsi echilibru. 4. Echilibru mental. Își pune în ordine gândurile. Nu întâmplător a venit pace? Parcă la voi a venit, nu? Interesant. Ia mai dăm și pe asul de cupe de curiozite, că rămânem așa, nu vreau să închei cu această vibrație. Hai să vedem în prezent. Poate voi aveți doi oameni și nu știți pe cine. Asul de cupe, te rog frumos, clarificăm. Asul de monede. Invers. Da, cineva taie macaroana. Nu zic că diavolul sunteți voi, știți bine că niciodată nu zic că diavolul sunteți voi. Dar dacă e o situație toxică în care v-ați mințit, tăi stringurile. Tăiați, tăiați, Doamne. Tăiați, regina de spade, stringurile. E o situație toxică la distanță, uite, temperanța a venit invers. Vă apasă responsabilitățile astea, sunt, vă epuizează sănătatea a voastră. Bănuiesc că e a voastră, nu știu. Sau a cuiva, într-un contract, într-o situație. Asul de monede? Poate să fie un semn de pământ. Dar cine renunță la a manifesta asul de monede, merge către asul de cupe. Cu alte cuvinte, conștientizez că relația asta nu se poate manifesta din cauza du-te vinul lui cuiva, a minciunilor, a aventurismului cuiva și merg spre nouă de cupe, spre dragoste, spre vindecare și dacă cumva s-a pus problema și de bani, nu mă interesează câți bani pierd, pentru că această vindecare sunt conștientă că îmi va aduce fericire mai devreme sau mai târziu. Abundență, succes, dragoste, da? Stabilitate într-un alt context. Într-un alt context. Împăratul, măi. E un as de monede, împăratul. Îmi pot crea imperiul meu, bărbat, femeie, nu contează ce sunt. Păi decât să stau în atmosfera asta, eu știu. E cu alte cuvinte o trezire a cuiva. Pentru că soarele aduce trezire. De fapt, asta e soarele. Pune lumină pe multe defecte, pe multe secrete, pe multe probleme.
Interesant, aveți împăratul și apărău și împărăteasa. Vă atrageți perechea divină. Ori cineva merge, îndrăznește și merge spre perechea sa divină. Urmați-le exemplu. Cine merge spre perechea sa divină, chiar trebuie... Ia uite, îmbrățișați-vă emoțiile. Chiar trebuie admirat. Ia uite, o nouă dragoste. O nouă dragoste. Dar ca să vă îmbrățișați, trebuie să renunțați la acel trecut. Ia uite, 8 și cu 1, 9. E o stare de bine interior, da? Și atunci veți atrage sus. Da, era sufletul pereche pierdut prin alt set de cărți, care se transforma, cum am zis. Măi, sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, o nouă dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!